No, bun, de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Far Cry. De data asta sunt singur, nu mai am pe nimeni pe Skype și o să ies un pic amplis de episodul, dar ce căcat, bă! Morfire al dracu! Ma... A, da, în caz că ați văzut episodul trecut sau nu, că mi-a dat mie ochelarii ăștia cu detector de căldură pentru... Ăștia au fost făcuți pentru monștrii ăștia care zici că sunt scoți din Outlets, bine. De pe ăștia nu prea zici că sunt din Outlast, dacă pui ochelarii ăștia, parcă ar semna un pic. Ori cu ea din Outlast, ori cu ea din experimentul rusesc. Una din două. Ala că iau cu rachetele pe ăștia. Mă doare în cur de glonțe. Băi, dai o rachetă și nu moare firar al dracu. Încă o rachetă și n-am murit. Ba, că am murit acum. Că am făcut o risipă de rachete pentru niște căcați de monștri, dar niciun bai. Eu la jocul ăsta am observat un lucru. Te dă undeva, trebuie să ajungi într-o bază, ieși din bază, te duci în alta. Cam asta e scopul jocului, câte am văzut. Bine, nici chiar așa, dar mă rog. E cam handicapat arma asta, capitolul recul. Trebuie să dau așa glonț cu glonț să nu trag împrăștia. Dă damage bun, dar... Fii atent cu glonțele, cum dai să nu dai împrăștiat. Asta nu e P90 să zici că... Moși tu? Ma, dar prea să mai dăm bateria la căcatul ăsta. A, mai e unul, că de ce nu? Bine că măcar doctorii ăștia mor repede. Rara e dracu de doctor. Hai, dă armură, ceva, arme, muniție, nu? Bine. Hai să ne facem intra în stilul nostru și anume direct YOLO style. A, dă shotgun-ul încoace. Iată-l ce vine în camiar. Ia dăm cu asta. Băgam iași. Na, mor. Al dracu nu moare. A, că am dat și grenada aia ca dracu. Hai că l-am luat de data asta. Nu știu după cât timp se refac ăștia vizibil. Mi se pare că după ce încep să tragă se refac vizibil, dar... Mai bine încep direct și, și pui ochelari și dai nei până se facă, până să înceapă și ei să tragă. Poate eu mor și nu ți-ai damage. Ok, pe unde căcat ar trebui să... Aha! Pe aici trebuie să merg. Te... Împinge pe butoiul, hai! Parcă ai și PewDiePie... PewDiePie vreau să zic, PewDiePie cu butoiele sale. Battles! What the hell you doing? Parcă așa zicea pe la începutul carierei sa de YouTuber. Sau mă înșel. Te lua parte... Pagă-te! Hai! Hai că a intrat în sfârșit. Hai că a intrat în gaură, era cam strântă gaurica aia, dar am intrat până la urmă în ea. Asta sunt eu cam ciudat, gaurica strâmtă și să ne băgăm într-o gaurică în ea. Cam pervers vorbesc astăzi, ce-o fi cu mine nu știu. Ok, hai să vedem ce avem noi pe aici. Rămânem fără oxigen? Rămânem pe drept. Pe jumătate, nici jumătate oxigen a consumat. Audun de la care sare. Uite-l acolo! Or fi real dracu. Dacă venea asta și îmi dădea o blabă păstă față, o gheară păstă față. Că nu cred că... Nu cred că poate fi considerat animal să zici că are labă, partea inferioară a membrelor. Mă rog. Dacă din perversiune o dăm în chestii de biologie. Hai că mi-am două rachete de dăsta, hai să le terminăm și... Hai că avem pe ce să le terminăm! Hai încă unul! Gătu, măti, mori! Dacă se aude muzică de asta dramatică, mai vine unul. Dacă sare asta și-mi dă o labă, o gheară pe asta față, m-am dus dracu. Hai, care șmecher aici? Nimeni? Gata, v-ați potoli, firați să iei drept. Ia. Ce avem noi pe aici? A, pe aici am venit. Înapoi pe aici. Nu știu, dar parcă mă simt așa, mai plin de energie, mai chef de film. Așa cum ar fi tare să nu se înregistreze bine. Sau să-mi se audă bâzâi pe fund, dar să-mi se vibule microfon. Mama, ce rege aș face. Mai bine nu mai cobesc. Da, suntem pe aici și avem... Hai mă, care... Nimeni? Nimeni cu chef de ceartă? Ok. Nimeni, mă, gloanță, e shotgun. Așa mai merge. Bun. Avem liftul. Hai să luăm liftul. Poc. Mergem în jos. Călătorim în timp și în spațiu. Nu mă, ce a discursul de-astea plictisitoare. Vreau să faci o chestie. Cum fac aia într-un timp îndepărtat în Star Wars la început? Nu-mi iese. Bă, când moftic am luat jocul ăsta în rusă, că nu l-am găsit în engleză. Bă, da, când moftic. Mă întrezeam și eu ce vorbesc ăștia. Bine, am ajutat joc când eram mic și n-am
Și na, n-am probleme cu misiunile astea. Dar sunt și eu curios ce vorbesc ăștia în, în misiuni. Nu știam să dau un monstru sau să dau un în bulangiul ăsta. Că na, ăsta putea să tragă în mine, dar are puțin HP, ăsta mai mult HP, dar nu poate să tragă în mine, trebuie să se ajungă. Pe aici trebuie să fiu atent. Mă știu că din asta calmă, niciodată când e muzică calmă nu e bine. Apa, am auzit un rost ce zicea. Bă, cred că după ce te-am jocul ăsta poate mă apuc de rusă, de lecții de rusă. Ori asta, ori cred că mă apuc de competitiv, deci sigur, că pe amândouă învăț rusă ca lumea. A venit în coafirație, direct. Am rachete de asta, hai că forțez pe 90. Sau de cum vine? Hai, vino, vino, vino. Sigur mai vine unul. Păi ăștia e bine să iei cu P90-ul, că la șutere cam așa, dacă gloanță, o armă cu multe gloanțe, chit că nu dă damage, îi ține așa în valul de gloanțe, în damage și nu se mai pot feri, nu se mai pot îndepărta. Asta îmi place mie la P90. Multe gloanțe și își face treaba, nu-l mai lasă să plece. Dacă era să am un shot, dacă era să dau acum cu shotgun-ul în ei, până ce mai trăgeam un gloanț, puteam da la o parte după un perete, așa cu P90-ul nu prea le iese. Și aici trebuie să dau ca lumea la cap ca să-i omor pe ăștia. A, mai vine unul, cred că iau pe toți așa, sper să-mi ajung cu glanțele pe 90. S-aud pașii. Mă simt ca la CS. Ma... La Counter mai stau și joc la pași mereu. Asta al dracu ce nu moare. Al dracu ce tragi. Mor fi rai tu să fii. Bun. Hai să mai folosesc și AG nu știu cum ăsta. Nimă, gloanțe, sniper, fumigene, HP nu ne trebuie. Nu se mă pa și bine. Ce e arma lor? Trebuie să fiu atent aici. Sunt, mai sunt pe partea aia pe acolo. Da, nu vreau să mă risc. Poate găsesc vreun sniper și mă duc dracu. Op. S-aud pași. Fuu, cum s-aud. Cum s-aud arma asta când tragi pe aici. Scurs cum ea să-i fost Kalashnikov în Far Cry 1. Că în 2, în 3 și în 4 sunt chiar numai. Nu prea amintea să-i văzut M4 în celelalte Far Cry-ul. Să fi jucat cu M4 în celelalte. Numai în ăsta e M4 și Aca nu e. Era mișto să-i fost și Kalashnikov, nu știu, dar mie unul Kalashnikov mi se pare cea mai șmecheră armă de asta simplă. Adică fără gloanțe și fără mod de trage. Mi se pare o armă foarte bună Kalashnikov-ul. Dacă ar fi să fac o diferență între ce îmi place mie mai mult la ruși și ce îmi place mie mai mult la americani, cred că singurul care îmi plac la ruși și nu-mi plac la americani ar fi armele, că rușii cu Kalashnikov și că sunt mult mai tâmpiți rușii decât americanii. În rest, americanii au tot, au arme mai bune, cred, nu știu. Mai fel la de-astea nucleare, snipere, mă rog. Am observat în timp ce mă uitam la parada de ziua națională că și noi românii mare parte în arme sunt doar de-astea, Kalashnikov-e. Opa, e unul acolo. Fuu, ăla are sniper. E ăla de acolo are sniper și nu e bine dacă are sniper. Sniperul face bubă. Oh! M-a dat. S-aud pași.
Hai că nu se mai aud pași. Hai că dilim noi pe ăsta acum în stilul nostru, cu rachete! Dă-i! Dă-i! Hai că l-am luat, e bine. Poate mai e vreun sniper pe aici, mă, nu să iau gloanțele de sniper de la... Și sniperul, că-mi trebuie. Că nu mai am gloanțe de agheu. Hai să mergem pe platforma asta. Ia mă, ușa asta unde duci. Log off, bun așa. Log it off, trebuie să mă loghez, ca la Facebook. Bun. Parcă am mai zis chestia asta cu login ca la Facebook într-un episod. Nimeni mi-a dat un card. A, cred că e pentru ușa aia. Ata aici au numele mele de rachete. Da, are și sniper tipul. Aș putea să folosesc agheu, dar sincer, prefer un sniper. Un sniper e mai bun ca un agheu în jocul ăsta. În afară când e vorba de avioane, în rest, mă rog, elicopter nu. Mi-a trebuit expus, nu e bine, nu e bine. Sau de... Sau au niște pași, dar ceva am bat piciorul, am plecat. Ați... Mai veniți voi după mine acum. Aoleu, cum a venit ăsta? Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Mori, fi... Că tu, mă, Tidar, că nu moare. Mai vine unul, mai vine unul, e bine, nu e bine. Ok, e luat și ăsta. A, e mor și ăla. M-am liniștit, gata. Nu se mai aud pași, e bine. O, dar ce ai drept cu el, sunt ăștia când vin spre tine. Zici că au coade, au hece, cum mai zicea Bogdan de pe mineriadă. Au hece, au coade, cum se mai zice pe 1.6, de nu mai mureau. Așa, bă, și armură și HP, că e bine, gloanțe de... 21 cu 5, 26 de gloanțe de AVP. Ma, avem la gloanțe acum să ne călcăm numai gloanțe. Nimă lumină, cred că ieșim din bunkerul lor. E o zonă deschisă. Clar o să fie nevoie de sniperul ăsta. Hai să băgăm binoclul. Opa. Stai mă, bagă-te pe burtă așa. Ăla e sniper. Era până să-l iau. Nu l-am luat? Nu l-am luat. Stai, văd o umbră mare. Ce cu umbra asta? A! Avionul măsii. Mă gămia și că mai e un sniper în zonă. Hai mă, se distruge. Ah, că le-au căzut armurile, deci clar i-am dilit. Nici maker sniper aici, de aș fi vrut să fie avut AVP-ul. Era fain să-i fost AVP în loc de siringă, că ăsta nu prea arată așa mult AVP după damage-ul care îl dă, că na, și cu armură ăștia tot nu mor. În CS dacă are armură, totul omori. Da, na, nu-i bine să compari două jocuri după chestii de genul, compar după altul, după grafică, nu după gameplay. Ăsta unde căcat îi? A, cred că e sub ăsta. Să-mi trebuiască armura asta. Și asta și asta. Și am rămas și fără grenade. Cum dracu a ajuns ăla acolo, nu știu, cred că s-a aruncat ca dilău în apă. Ăla-i dildău la cap. Auzi, nu știu, dildău la cap, dilău la cap. Doamne, ce chestii pot spune și eu astăzi.
Nu mai e vreun căcat pe aici? A, mai e unul. Ăsta are sniper? Avea și ăsta. Oho, mai e unul în vârf acolo. Ăla are agheu. Oho, pe lângă ureche a trecut. Hai că l-am luat, acum l-am luat fix între ochi. Mai e elicopterul ăla. Ăla nu e amenințare. Deși mi-arată că sunt expus. Hai că mergem cu stivuitorul. Motostivuitorul, mă rog. Haș. Hai că l-am orbit. Mai dăm unul să-l orbim. Gata, l-am luat și pe ăsta. Armură, viață. Hai că am găsit și două grenăzi. Ce vrei mai mult de atât? Hai dă M4 încoa, mă rog. Corceală de M4 și-o fi și asta. Hai că am mai zotând pe mine. Corceală de M4. Corcitură de M4 cu ceva AUG sau cealaltă semilunetă. Din ce se știți voi. Dați click dreapta și se apropie în țel ținta. Oleu, băgam iași. Era dracu de elicopterul măsii, dar hai mă, unde e ăla? Aaaa! Hai, lasă, dă-l drept că a plecat. Ce mișto e când ai chest să filmezi, parcă ești mai deschis la vorbă. Ia. Mi-am inteles că l-am mai omorât pe unul cu sniper pe acolo, ia să iau gloanțele și lui ăla. Uaaa, bă, cât armură-i pe aici, hai că-mi fac armura full. Păcat că sunt puțin de magie la HP, dar în rest e fain. Bun, armura full aici, hai să luăm și muniția de sniper, parcă aici l-am omorât pe unul cu AVP. Da, uite aici. Dar nu înțeleg de ce au dispărut cadavrele. Păcat că le fac să dispară. Dar pe asta de lăbardă aia, uita mai mâinile roșii de la labă, nu dispar. În fine, nu e niciun bai. Bun. Cred că la ușa aia se termină misiunea. Dar nu cred că se termină aici, că prea a fost păistă chestia. Sigur mai trebuie să se întâmple ceva. Era că e o alarmă aia. S-a salvat? A, trebuie să intru aici. Deschide ușa, creștine. Un pic așa. Scanăm zona. Ce trebuie să fiu atent. A, mai trage într-o parte, nu e bine. Ei, ca dracu și aici. Aș putea să-i fac să vină înspre ne. Dar ăștia prea se împușcă în partea acolo. Bun, unul e luat. Da, mie că pot arunca, că poate arunca asta până acolo. O să-mi trebuiască niște flash-uri. Hai că mi-am dat și o flash. Mamă, ce niște flash-ul aici. E ca la ce se flash-ul? Asta chiar îmi place. Mor drec odată. A, că am zăpăcit ușile astea ca... ca pe cele automate de la... Uf, a bubuit și o grenadă aici. Bun, am luat și pe ăla. Bun, am luat și pe ăsta. Am rămas și fără gloanțe de... Uf, pe fucking 90. Hai să iau armurile astea. Cred că mai e. Uite unde ăsta mare acolo. Poate nu m-a văzut. Nu
Mai aibă o bouă la mare acolo. Hai că fac o diversiune. Eu trebuie să merg în partea asta. Le distrage boboul la atenție. Hai că și-a trag în el într-una. Întrebare pe unde că trebuie să ajung. Nimă și ăștia morți. Aici ai să le iau armurile. Ce mișto că îți dă armură. Din păcate îți dă doar 10%. Nu îți dă 100% armură dintr-un de-asta. Aul, vine ăla moare. Hai să-l omorăm. Chit că nu face asta parte din scopul nostru. Hai să-l omorăm totuși. Mordă-te, drec. Deci o armată întreagă s-a chinuit să-l omoare și eu cu 3, 4, 5 gloanțe de shotgun l-am dilit. Ce mișto. Dată nu mai am gloanțe P90. Fuck this. Ia. În groapa asta trebuie să ne băgăm, se pare. Groapă. Gură de aerisir, ce-o fi? Curios, oare se termină misiunea sau mai avem de mers? Nu s-aud pașii bine. Am luat liftul, oare unde ne duce? Nu prea... A, să tenea misiunea, bun. Mi-era că mă bagă într-o chestie foarte atacată. Și ce dracu e la portal? Mă rog, hai că mi-a plăcut această misiune. Sper că v-a plăcut și vouă acest episod, vechea poveste. Dați câte un cap în gură, butonul și videoclip. Și până data viitoare, ciao les!